Muzeul de Mineralogie din Baia Mare nu este doar o instituție care primește vizitatorii curioși de creațiile subterane ale naturii, ci și una în care au loc evenimente științifice. Dovadă este și prelegerea de astăzi a profesorului universitar dr. Vlad Codrea, și la care subiectul au fost dinozaurii de pe teritoriul României. Acțiunea pe care o organizăm astăzi se înscrie în dorința noastră de a permanentiza acest tip de activități în sensul de conferințe invitate, adică de a avea în mijlocul nostru și de a putea oferi publicului băimărean, în primul rând, dar nu numai, prelegeri pe tematici interesante legate de domeniul științelor naturii, dar în special de domeniul geologiei și mineralogiei. Azi avem deosebită ocazie să-l avem în mijlocul nostru pe profesorul universitar dr. Vlad Codrea de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dânsul fiind practic artizanul aceste expoziții de succes pe care muzeul nostru găzduiește deja de câteva luni, ultimii dinozauri din Transilvania. Muzeul de Mineralogie din Baia Mare găzduiește de 4 luni cunoscuta expoziție de dinozauri, dar pentru că artizanul acesteia, profesorul universitar Vlad Codrea, nu a putut participa la deschiderea ei, a fost invitat astăzi în Baia Mare să ofere puțin din cunoștințele sale publicului din municipiu. Paleontologia este o știință atractivă, o știință de pasiune, care atât ne lasă să reconstituim lumi dispărute. Lumea pe care o propunem astăzi este de la 70 de milioane de ani și se referă la zona Transilvaniei cu specificitățile ei, în special dinozaurii, aceștia celebri, care sunt dinozauri de dimensiuni mici, așa numiți dinozauri pitici. În afară de dinozauri, însă sigur, era o întreagă lume pe care am încercat să o reconstituim. Un ecosistem în limbajul, sigur, mai specializat. Spuneți-mi, vă crede lumea când spuneți că au fost dinozauri în Transilvania? Eu încerc să fiu cât mai convingător, iar dovezile, iată, există. Publicul rațional, publicul cartezian în gândire, da, acceptă. Sigur, dacă nu vrei să accepți, atunci rămânem la paradigme. Profesorul universitar Vlad Codrea a fost botezat vânătorul de dinozauri, aceștia constituind pentru el o preocupare încă de foarte tânăr. La prelegerea de astăzi au fost invitați specialiști în domeniul științelor geologice și a celor naturale, cadre didactice din sistemul universitar și preuniversitar, studenți și elevi. Aceștia din urmă au fost mai interesați de prelegere decât de propriile cursuri de la instituțiile de învățământ pe care le urmează.